Voi ce asistent v-ați ales? Păi amândoi același sau... Toată casa. Toată casa? Da. Sunteți toți dispuși să-i ajutați pe ei? Pe amândoi? Deodată? Toată lumea o să și dacă nu mai e decât un singur pahar cu apă, cu îl dați? Păi nu, să... Îl împărțim, îl împărțim. Care e cel mai, care e cel mai puțin transpirat? Tu cu fumatul cum faci? Nu știu. O să văd. Știi că e o slăbiciune mare pentru tine. Știu. Fumez în casă, ce să fac, asta e... N-ai voie să fumezi, n-ai voie să fumezi la televizor, știi mie. Știu, glumesc, că rezist. Gina, ia vină și tu în faci. Tu te-ai ales asistent? Da. Pe cine? Corina. Corina? Bravo, Corina, care când îți spunea Alin pătura pe tine că ți era frig și zădea să mănânce, n-a fost bine. Acum când are Alin nevoie, nu-i de pahar cu apă? Pe Constantina și pe Raima. Deci îi dai și lui Alin. Eu de Alin ziceam. Nu o să te boicoteze, nu? Sub nicio formă. Îi dai un pahar de apă. Doamna Daniela, asistentul dumneavoastră, că nu v-am întrebat. Cristina? A, perfect. Alin? Bun. Știi Andrei. Ce propun eu? Pregătiți-vă, luați-vă ultima masă în libertate și la ora 14 ne vedem cu toții aici. La revedere!